Cu militari bine pregătiți pentru situații de urgență, va crește și nivelul de securitate al populației din România și Ucraina, partener în acest proiect transfrontalier. De altfel, creșterea nivelului de siguranță și securitate pentru populație, prin îmbunătățirea calității profesionale, a nivelului de instruire, prin menținerea capacității de intervenție pentru serviciile profesioniste pentru situații de urgență, sunt obiectivele avute în vedere de autorități când au decis să amenajeze la Siret un astfel de poligon de pregătire specializat. Acest centru de pregătire este al doilea de acest tip din țară, după cel inaugurat în luna ianuarie la Iași. Poligonul asigură pregătirea la cele mai înalte standarde a personalului care execută misiuni de cercetare și evaluare, stingere, acordare de prim ajutor calificat și descarcerare, căutare și salvare din mediul stile vieții, precum și altor structuri operative pentru creșterea capacității motrice, armonizarea lucrului în echipă și totodată creșterea eficienței intervenției în situații de urgență. Necesitatea unei infrastructuri adecvate care să asigure pregătirea profesioniste a apărut încă din anii 2006-2007, când a avut loc înlocuirea militarilor în termen cu actuale subofițeri profesioniști. Atunci s-a conturat ideea unei noi abordări a pregătirii de specialitate și asigurarea unor posibilități de a simula și studia incendiul. Pentru România acest proiect este de importanță zonală, este asemănător, dar cu diferențe de centrul care a fost inaugurat acum câteva săptămâni de domnul ministru la Iași, dar ambele centre au demonstrat ce înseamnă să utilizăm fondurile europene în mod corect, în mod eficient și să venim în sprijinul forțelor noastre de intervenție și a forțelor vecinilor noștri de intervenție, și vorbim aici de Republica Moldova și de Ucraina, pe partea de instruire. Fără instruire și fără pregătire continuă, degeaba cumpărăm echipamente, degeaba avem personal, pentru că vom eșua la intervenții dacă oamenii noștri nu sunt pregătiți corect. Sunt convins că va fi cu efecte pozitive această investiție. M-am uitat într-o statistică, noi avem cam 4 incendii pe zi în județul Suceava, de cam din 35 de evenimente, numai județul ăsta, din 35, în medie circa 4 sunt, asta înseamnă aproape 1500 pe an. Diverse, la locuințe, în fondul forestier, care înseamnă jumătate de milion de hectare de pădure. Instruirea asta este extraordinar de utilă. Am văzut aici o machetă cu niște strategii noi care cred că trebuie să pătrundă până la pompierii voluntari. De fapt, asta vreau să transmit aici. Noi, administrația publică, județeană și locală, avem un mare rol și obligație în a dezvolta rețeaua de pompieri voluntari să fim acoperiți 100%. Pentru că, vrând nevrând, realitatea asta ne arată. Trebuie să reacționez de jos în sus. Primul care poate să intervină este pompierul voluntar. De aceea eu vă felicit pentru această investiție. Vom fi și noi beneficiari acestor instruiri pe care le faceți periodic. Sunt convins că și vecinii noștri vor avea parte de instruiri eficiente aici. Vorbim despre sute de salvatori care se vor pregăti în acest centru în următorii 2-3 ani. Dacă avem salvatori bine pregătiți, avem comunități sigure și protejate. Acesta vreau să fie mesajul pe care doresc să-l transmit și să-l reținem cu toții. Autorități centrale, locale, structuri ale ministerului nostru, societate în general. Dacă avem salvatori bine pregătiți, avem și comunități sigure și avem comunități protejate. În cadrul noii investiții a fost amenajat și un heliport. Poligonul de pregătire are în dotare mai multe tipuri de utilaje și echipamente, casa de foc, containerul de foc, galerie de antrenament de tip labirint, machetă autoturism, machetă cisternă, machetă flashover și backdraft, machetă ventilare, manechine ignifuge, machete poligon binom de stingere. De asemenea, poligonul este dotat cu un detector de gaz, utilizat pentru măsurarea gazelor, oxigen, monoxid de carbon, monoxid de azot, dioxid de azot sau dioxid de sulf. La inaugurare, militari au participat la intervenții simulate care demonstrează utilitatea acestui centru.
Suntem în fața chestiunii de observare, un real câștig în antrenamentul pompierilor, întrucât pompierii învață dezvoltarea incendiului, dar lucru cel mai important, identifică limita până la care au voie să pătrundă într-o căpere incendiată. Limita aceasta la nivel european a fost denumit punct mor de incendiu. Acest punct mor de incendiu, după cum putem să observa în interior, este definit de nivelul zonei neutre, respectiv zona până la care fumul a ajuns, și zona de, vă rog numai puțin, zona de presiune mai mică, zona de presiune mai mare. Alt element deosebit de important pentru acesta este să utilizăm eficient, respectiv o cantitate minimă de apă, o putere mare de absorție a căldurii, respectiv tehnica literelor. Și vom putea observa, instructorul din interior va realiza o stingere, vă rog comandat, folosind o cantitate minimă de apă. Va aplica una dintre tehnici, dintre litere, T, O sau Z, putem observa, a aplicat litera O. Investiția în valoare de 27,1 milioane de lei a fost finanțată de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate, Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, în cadrul proiectului Bridge.